Salut, prieteni, și bine ați venit în bucătăria lui Puiu. Astăzi vreau să pregătim ciorbă de pui cu tăiței. Pentru această rețetă am nevoie de un pui, l-am porționat frumos, cartofi, albitură, voi folosi țelină, pătrunjel și păstârnac, morcov, ardei, capia, și un ardei verde, ceapă pe care am tocat-o, da? Borș, voi folosi aproximativ un litru, vom vedea pe parcurs cât de cât are nevoie, pastă de roșii 250 de grame, o legătură de pătrunjel, de leuștean, mă scuzați. Pentru tăiței voi avea nevoie de făină, și două ouă. Voi folosi două ouă de țară. Bun. Acum voi pune carnea de pui la fiert. Deci, am pus puiul la fiert, în apă rece, bineînțeles. Am pus cam 4 litri de apă. Voi pune capacul și vom lăsa să fiarbă. Între timp, eu mă voi ocupa de tăiței de casă. Într-un castron voi sparge cele două ouă, voi adăuga sare, o furculiță voi bate ouăle, acum voi adăuga făină. Și amestecăm. Vă place această ciorbă cu tăiței, nu? Ciorbă de pasăre cu tăiței de casă. Da? Am adăugat cam 150 de grame de făină, iar acum voi frământa cu mâna. Da? Și frământăm. Ca pe un aluat de pizza sau de pâine. Frământăm. Deci cam așa ar trebui să arate aluatul. Da? Uitați. Nu voi face foarte mulți tăiței pentru cantitatea de apă care voi folosi la ciorbă. De ajuns acest aluat. Bun. Acum voi pune făină pe masă. Și voi întinde o foaie. Da? Întindem. Mie îmi plac tăiței puțin mai groși, mai lați. Acum dumneavoastră îi faceți după preferințe. Am întins foaia. Voi presăra cu puțină făină. Nu foarte mult, pentru că se îngrașă ciorba. Apoi rulăm. Am pus pe un tocător și acum eu îi voi tăia ceva mai lați, ceva de gel. Cam așa o să-i tai eu, da? De lați. Acum dumneavoastră o duc pe preferințe. Așa, cam așa. Deci cam așa vor arăta tăiței noștri, da? Uitați. Îi desfacem până îi vom adăuga în ciorbica noastră. Tăiței îi lăsăm așa cum sunt ei. Eventual mai puneți puțină făină să nu se lipească între ei. Abia așteptam o poftă de ciorbă, mai ales în aceasta de pui cu tăiței. Îi lăsăm până îi vom adăuga în ciorbica noastră. Ciorbica noastră a început să fiarbă, de fapt carne de pui, încă nu e ciorbă. Ca să nu ne mai chinim să spumăm
apa în care carnea noastră a fiert și să lasă acea spumă, care vrem să o îndepărtăm cu orice preț, voi lăsa să fiarbă cât cred eu că e fiartă ea. Și apoi voi scoate carnea de acolo și voi strecura zeama. Și e ceva mult mai ușor și mai rapid. Dragii mei, am strecurat supa în care a fiert carnea. Îmi pare rău că n-am filmat și asta, pentru că am avut o pană de curent. Se mai întâmplă. Da? Și acum voi adăuga rădăcinoase. Voi pune morcovul și țelina cu pătrunjelul și păsărnacul, pentru că ele fierb puțin mai greu. Folosiți lingură de lemn. Rădăcinoasele au fiert în jur de 10 minute. Acum voi adăuga și ceapa împreună cu ardeiul. Dăm focul la mediu, punem capac și mai așteptăm. Au fiert și legumele. Acum vom adăuga cartofii. Îi vom lăsa și pe aceștia să fiarbă aproximativ 10 minute. Îi probăm cu furculița. Cartofii au fiert în jur de 10 minute. Acum voi adăuga și două roșii. Și pasta de roșii. În jur de 200 de mililitri. Zic că e de ajuns. Pentru că iar oala noastră e aproape plină, o să facem o ciorbică de pui, cum se spune, oala rasă. Da? Lăsăm să fiarbă. A fiert și pasta de roșii. Voi adăuga borș. Borș de putină. Cam atât. Lăsăm să fiarbă 2-3 clocote, apoi vom gusta, să vedem. Acum, dumneavoastră, cât doriți de acru, în funcție de cum aveți gustul, atât borș o să puneți. Eu voi folosi în jur de 700 de mililitri sau un litru, depinde. Voi lăsa să fiarbă puțin și apoi voi gusta. Borșul a fiert în jur de 7-8 minute, vedeți că a dat deja în 2-3 clocote. Acum vom pune cireașa de pe tort, tăiței. Da? Voi pune toți tăiței acolo și mai lăsăm aproximativ 4-5 minute până aceștia se vor fierbe. Deja miroase super, super miroase cu borșul acesta natural de putină, făcute cu uști, cum se spune, tărâțe. Așa. Lăsăm la foc mic. Punem capacul, 3-4 minute. Ia uitați ce frumusețe! Uitați cum s-au făcut tăiței! Așa îmi plac mie tăiței, mai lați. Acum vom potrivi de sare. Folosesc o linguriță micuță, o să pun una, două lingurițe. Deci sarea la final. Amestecăm puțin. Voi mai lăsa să dea un clocot. Frumusețe de ciorbă. Deci știți cum miroase? Bestial. Okay. Mai lăsăm aproximativ 2 minute. Am închis aragazul. Ciorbica e gata. Voi pune verdeață, am pus și câteva fire de mărar, pătrunjel și leuștean verde. Așa. Ciorbica e gata, uitați cât de bine arată, cât de bine poate să arate. Dragii mei,
ciorba de pui cu tăiței de casă e gata. A venit momentul mult așteptat de mine. Cel mai mult îmi place momentul ăsta când trebuie să gust. Deci, cam așa arată. Oh, cum miroase super. Avem și lipie. Da? Să gust puțin, dacă permiteți. Cu ceapă roșie. Delicio. Mușcăm și puțin din ardeul ăsta. Super, super. Dacă vă place rețeta, dați-mi un like, abonați-vă la canalul meu. Bucătăria lui Puiu vă dorește poftă bună și ne vedem cu bine în următorul clip video.